Creierul vrea să învețe permanent ca să-și mențină așa numita plasticitate. Asemenea lui, sistemul imunitar are nevoie de expunere la informații din prima parte a vieții. Informațiile utile pentru sistemul de apărare vin din mediul natural. În mediul lor nu trebuie spălate înainte de consum. Au microorganisme citite instantaneu de sistemul imunitar uman. Aceste microorganisme le ducă și participă la o imunoreglare. Educația imunitară corectă se face între frați. Nu e nicio problemă dacă împart aceeași farfurie, aceeași sticlă cu apă. Odată ce veniți acasă, vă spălați pe mâini și apoi intrați în contact cu încredere cu toate bacteriile din mediul casnic. În copilărie, construiesc o sistemul imunitar. La vârsta adultă echilibrează sistemul imunitar. În mediul casnic, peste tot există bacterii și toxinele acestora. Bacteriile, organismele vii sunt degradate în mediu, rămân însă mai multă vreme toxinele acestora. Sunt citite de sistemul imunitar permanent și e bine. De aceea în mediul casnic nu folosiți desinfectante, nu sunt utile. Toxinele bacteriilor când sunt introduse în organism prin respirație ori prin digestie declanșează un răspuns imunologic normal. De fapt, țin ocupat sistemul sistemul imunitar și împiedică răspunsurile aberante de tipul alergenilor, ori de tipul bolilor autoimune, și câine și pisică, și pe acestea le vrea sistemul imunitar uman. Animăluțele vehiculează așa-numitele endotoxine, tot toxine provenite din bacterii. Brânduța Petruțescu, medic primar, alergolog. Sunt toxine din interiorul bacteriilor care venite în contact cu sistemul imunitar declanșează un răspuns benefic al sistemului imunitar. Este opus celui patologic din bolile alergice, e bine, copiii să vină în contact cu animăluțele. Copiii care locuiesc alături de animale intră în contact cu toxinele prezente în mod normal pe blana acestora. Sistemul de apărare uman citește permanent informațiile chimice și e în echilibru. Nu ne dorim un sistem imunitar slab, pentru că nu apără corect, dar nici un sistem imunitar agresiv, pentru că asta înseamnă boli autoimune. Ce echilibru sistemului de apărare? Relatează știrile proteve.ro